La Uricani a fost instituită o taxă specială de stațiune după ce orașul din Valea Jiului a fost atestat ca stațiune turistică de interes local. Taxa are o valoare de 3 lei per persoană pe zi și a fost introdusă începând cu data de 1 ianuarie acestui an și se aplică persoanelor cu vârsta de peste 18 ani. Taxa specială se instituie în vederea promovării turistice a orașului Uricani, reprezentând venit cu destinație specială la bugetul local, arată repre reprezentanții administrației publice locale și se va încasa de la persoanele care beneficiază de servicii de cazare în structurile de cazare turistică de pe raza orașului Urican și a localităților componente. Orașul Uricani este considerat cel mai lung oraș din România, cu o suprafață de 25.141 de hectare, considerat poarta de intrare în Parcul Național Retezat. Conform Ministerului Antreprenoriatului și turismului. În Urican funcționează structuri de cazare cu un total de 208 locuri. Județul Hunedoara mai are patru stațiuni turistice atestate. Este vorba despre zona Parâng și Giurgiu Băi care au statut de stațiuni turistice de interes național și Vața de Jos și Straja recunoscute ca fiind stațiuni de interes local.